În ce stadiu se află actele care trebuie depuse la federație? S-au finalizat sau... Deci, sâmbătă și duminică am abandonat problemele familiare și m-am ocupat de chestiunile juridice legate de transferul sau cesiunea sau revenirea în ceea ce privește contract de cesiune care inițial s-a făcut între ASE și FC. Și am întocmit toate actele pentru a le trimite la federație, pentru că pe 30.06 trebuie pus în discuția comitetului executiv și ele vizează deci încetarea contractului de cesiune dintre AS Fotbal Club și SC Fotbal Club și revenirea în drepturile federative sau în drepturile inițiale ale asociației în ceea ce privește afilierea la Federația Română de Fotbal. Deci, noi considerăm că punctul nostru de vedere este pertinent și va fi soluționat pozitiv de către Federația Română de Fotbal, având în vedere că solicitarea noastră este în conformitate cu atât cu legea română, cât și cu regulamentul Federației Române de Fotbal și chiar cu contractul de cesiune. Deci nu trebuie Nu, să avem din nicio punctul nostru de emoție. vedere, nu ar trebui să fie niciun fel de probleme.